Comunicările au fost legate de bugetul de stat ca în 2021, legate de bugetul educației. Noi am propus o creștere a costului salarial pe elev și implicit a bugetului educației cu 30%. Am obținut includerea în bugetul de stat a bursilor elevilor, ceea ce este un plus foarte, foarte mare pentru toți elevii din România în momentul de față. Am vorbit despre examene naționale, am solicitat ca acestea să se susțină în format fizic, ca și până acum, atât examenul de clasa 8, cât și bacalaureatul. Și foarte important, materia de examen să fie ajustată în funcție ceea ce au reușit elevii să asimileze. Pentru că în multe cazuri profesorii au predat materia, însă ea nu a ajuns la elevi, nu a fost asimilată de către elevi. Și foarte important, chiar dacă asta să adaptăm sau chiar să eliminăm din programa de examen anumite conținuturi, este important să fie adaptată. La fel, vorbim și despre deschiderea școlilor. Propunerea noastră a fost în continuare ca această deschidere să fie făcută la un model centralizat, în funcție de rata incidenței, ținem cont de faptul că la momentul de față, cred că 2 sau 3 județe din România au rata incidenței peste la 1000 de locuitori. Deci această măsură a închiderii tuturor școlilor nu mai este necesară în punctul acesta. La fel, extrem de important, vorbim și despre planurile cadru, pentru că au fost lansate în dezbatere publică, însă modificările aduse sunt foarte mici, spre inexistente. Noi am propus ca în ultimii 2 ani de liceu elevii să poată să aleagă într-o pondere mai mare ceea ce vor să învețe, pentru a se putea specializa și pentru a se putea integra pe piața muncii și sau în învățământul universitar. Deci, s-au obținut decizia aceasta descentralizării, redeschiderii școlilor și grădinițelor? Da, am obținut acest lucru. Poziția oficială a Consiliului Național de a fost că ne dorim descentralizarea deciziei. Decizia finală va fi luată după 14 ianuarie, însă se va merge pe această linie a descentralizării și, foarte important, pe prioritizarea deschiderii. Adică vorbim despre prioritizare pentru învățământul primar, acolo unde predarea în moment se face mult mai greu. Despre prioritizare a întoarcerii la școală a elevilor care au examene naționale, clasa 8 și clasa 12. Până una alta, școlile încep online pe 11 ianuarie. Pe 11 ianuarie școala va începe online, este un răspuns inechivoc la momentul de față. E vorba doar despre o confirmare oficială prin hotărârea guvernului, dar aceasta va fi decizia pentru 11 ianuarie. Dar ce ar putea fi scos din materie pentru examenele naționale? Noi am propus ca la unul de față să analizăm oportunitatea susținerii simulărilor examenelor naționale. În primul rând, pentru a obișnui elevii cu materia și cu atmosfera de examen, un element foarte important care a lipsit și anul trecut și din ce se prefigura până acum avea să lipsească și anul acesta. Ne-am propus să se susțină în simulări, tocmai pentru a putea să vinească elevii formatul de examen și să aibă contact cu materia și pentru a face o evaluare a ceea ce au reușit, de fapt, trebuie să asimileze. Acum e foarte posibil ca în această perioadă de tranziție, conținuturile care au fost predate în această perioadă, materia care a fost predată în această perioadă, să sufere modificări în programa de examen. Trebuie să fie ajustate anumite conținute din programa de examen, anumite lecții, în funcție de ceea ce au reușit elevii de fapt să învețe și de ceea ce se poate da la BAP și la evaluarea națională. Când ar putea fi ținut de simulările? Putem vorbi despre luna martie-aprilie, mai la momentul de față. Există această fereastră de 3 luni, unde ne putem gândi la propunerea introducerii acestor simulări. Dar este foarte important ca ele să aibă loc, pentru că, din nou, elevii nu doar că nu au avut contact cu structura examenului și cu atmosfera de examen, elevii nu au avut contact cu școala. Și asta, cred că vom plăti acestor fapte la examen, la rezultat. După un calendar stabilit la nivel național, toate școlile după același calendar sau decizie la nivelul școlii? Ținând cont de faptul că decizia privind reînceperea cursurilor va fi descentralizată, probabil că și organizarea acestui simulări va fi descentralizată, însă nu este o decizie clară în acest moment. Rarești, ce părere ai despre recuperarea materiilor pe timpul verii, posibilă soluția unor școli de vară? Cred că acum avem alte priorități, și anume să trecem cu bine de examene naționale. Putem explora această posibilitate, însă am mari îndoieli de capacitatea școlilor de a ține astfel de program. Ar fi un element complet nou, făcut dintr-o dată și, din nou, până la școli de vară sau alte măsuri din acestea remediale, după examene, avem examene naționale pe care trebuie să ne canalizăm toată energia și toată atenția în acest moment. Stă în picioare varianta aur de decalare a examenelor naționale până la toamnă? Consiliul Național al Elevilor nu vede un motiv pentru care ar trebui să decalăm în acest moment examenele naționale, așadar, la momentul de față, rămâne în picioare calendarul actual de susținere.
nu apar modificări, pentru că considerăm că în acest moment se justifică modificarea acestui calendar în sensul amânării examenelor. Știi cumva dacă există în legea educației vreun termen în funcție de care să se opereze schimbări din acestea majore privitoare la modificări în programa marilor examene și cu cât timp înainte ar putea fi înștiințate le fi cel mai târziu de aceste modificări? Noi am solicitat Ministerului Educației ca orice modificare să fie anunțată până cel puțin pe 15 februarie pentru a avea foarte clar fiecare lecție de învățat, cum trebuie să pregătească și ce presupune de fapt susținerea acestor examene. Deci, din partea noastră, a venit solicitarea de a avea aceste date până la mijlocul lunii februarie pentru a avea acea fereastră timp de 4 luni în care să putem să elevii să poată pregăti pentru examene. Cum se vor face aceste consultări pentru stabilirea programei pentru examene? Cine va face parte din aceste consultări? Pentru că mă gândesc, cum spuneai și tu, că profesorii au ajuns în mod diferențiat cu materia până la ora aceasta. Da, soluția este evaluarea elevilor în mod evident, evaluarea standardizată, perfect cum am propus și în anul IMP, atunci au fost eliminate tezele, pentru a putea vedea concret ce conținuturi au fost acoperite și ce conținuturi nu au fost acoperite. Deci soluția, evident, pentru a vedea ce au reușit elevii să învețe și să înțeleagă, este evaluarea standardizată în fel de învățământ în fiecare clasă. Deci până la 15 februarie ar fi termenul de modificare în cazul în care este nevoie pentru ajustarea programului pentru examenele naționale și simulările din martie ar urma să se dea cu aceste noi prevederi de care ținem cont până la mijlocul lunii februarie. Așa a fost propunerea noastră, da, să existe simularea anul acesta, să fie anunțate din timp și programa de examen și toate detaliile privind organizarea examenelor să fie stabilite până la data de 15 februarie. Mulțumim! Fără discuție, am fi vrut mai mult, pentru că noi pe agenda am mai avut mai multe puncte pe care să le adresăm Ministerului, dar am agreat în acest interval de timp 7 puncte importante. În primul lucru am plecat, bineînțeles, așa cum am spus și de dimineață, de la susținerea din punct de vedere financiar. Referitor la cel 6%, 6% pe care cu certitudine nu-l vom vedea peste noapte, dar ne-am gândit, exact cum v-am spus, să găsim o metodă de a crește bugetul anual. Noi am propus să avem o foaie de parcurs adresată tuturor partidelor politice, eventual să meargă chiar la nivelul Parlamentului și să avem o creștere susținută anual până ajungem la un procent de 6%. A fost acceptată propunerea? Propunerea a fost pro și contra, a fost discutată, deci problema majoră este că s-a acceptat creșterea și a spus că în calitatea de ministru pe care o are nu va accepta să aibă un buget mai mic, cel puțin față de anul trecut, că agrează într-o mare măsură acest punct de vedere. Rămâne de văzut dacă, într-adevăr, vom face o adresă comună către instituțiile statului în care să avem o creștere susținută, indiferent de cine vine la guvernare. Și contra de ce? Mi-a spus de un document din 2016 care făcea referire la această foaie de parcurs, rămânând să discutăm ulterior, să vedem cum reușim. Teoretic, dacă mă întrebați pe mine, această foaie de parcurs trebuie să o facem în special noi actorii din societatea civilă. Ministerul Educației ar fi un pic hilar să ceară Parlamentului să se respecte legea. Dar noi avem această putere, pentru că este normal că vorbim despre o lege organică. Repet, sunt conștient că nu putem cere 6% mâine, chiar dacă cerem, nu ni se va da, dar măcar să avem o creștere accelerată, astfel încât să putem îndeplini dezideratele la nivelul sistemului educațional. Punctul 2 făcea referire tot în această temă la creșterea finanțării standard, la bunuri și servicii, în special acolo unde noi avem o mare problemă. Eu sunt membru CNFIP, Comisia Națională de Finanțare, de cel puțin 3 ani de zile și întotdeauna acolo am avut mari probleme. Dacă la resursa umană s-a adăugat, adică s-au făcut niște creșteri care să țină cont totuși de măririle salariale, de inflație și așa mai departe, la nivelul bunurilor servicii, dar BIS a acceptat inflația la nivelul anului școlar. Ceea ce înseamnă că noi, părinții, suntem obligați în continuare să venim cu acei bani la fondul școlii și e foarte bine că din bunuri și servicii, finanțarea de bază la utilități, se plătesc toate cheltuielile la nivelul unităților de învățământ, pentru celelalte, în special logistică, ne mai ajungând bani. Și atunci noi suntem obligați, sub o formă sau alta, să venim cu acești bani astfel încât să acoperim golurile la nivelul unităților de învățământ. Explicați-ne puțin, vă rog frumos, de unde ar mai rămâne necesitatea fondului clasei în continuare, din moment ce reprezentanții Consiliului Național al Elevilor ne spuneau că au obținut creșterea costului standard per elev de până la 500 de lei. Deci nu avem în acest moment o creștere. Nu știu dacă ei au discutat și au agreat această creștere, dar eu nu știu de această creștere.
pentru că sunt chiar membru în această comisie, trebuie să ne întâlnim. Nu ne-am întâlnit în ultimele 6 luni de zile, deși a trecut luna decembrie și noi trebuia să constituim această sumă, să o trimitem către guvern astfel încât să fie prinsă în bugetul actual. În acest moment eu nu știu de absolut nicio sumă. M-aș bucura dacă au agreat această sumă, dar până la urmă trebuie să treacă prin comisie astfel încât să luăm și noi la cunoștință și să vedem baza care a dus la această sumă, că poate cerem mai mult. Dar, într-adevăr, undeva... Deci la ora asta ne spuneți dumneavoastră că în continuare părinții vor plăti la fondul clasei. Deci sunt unități de învățământ unde, într-adevăr, părinții vin cu aport financiar. Și mai mult, problema este că acele unități nu au asociații cu personalitate juridică. Deci nu există transparență. Vorbim de bani care nu au un circuit corect, nu au un circuit legal. Și în acest moment, noi am atras atenția și în codul de etică scrie foarte clar, dar și în regulamentul de organizare și funcționare. Auxiliarele care se cumpără într-o unitate de învățământ trebuie să cumpere obligatoriu numai până asociații cu personalitate juridică. Și nu se respectă acest lucru. Teoretic, o unitate de învățământ, dacă nu are asociații cu personalitate juridică, nu ar trebui să cumpere aceste auxiliare. Și se folosesc în continuare de aceleași stereotipuri, de modul în care unii profesori reușesc să facă contracte fără să le facă publice către editori, astfel încât aceste auxiliare să ajungă. Sau le cumpără părinții, pun consiliile reprezentative ale părinților, ceea ce nu este absolut deloc în regulă. Din acest punct de vedere, noi vrem să întărim, este și unul dintre aceste puncte, vrem să întărim rolul asociațiilor cu personalitate juridică într-o unitate de învățământ, pentru că acolo vorbim de un cadru juridic. Vorbim de o conducere care este agreată la judecătorie sau la tribunal, vorbim de bani care se folosesc numai prin cont și se folosesc chitanțe dacă vorbim de cash, astfel încât să legalizăm aceste sume care intră la nivelul unităților de învățământ. Deci nu suntem împotrivă, să ajutăm, dar să existe cadrul legal, să existe transparență, astfel încât toți banii care se folosesc să fie folosiți într-adevăr în sprijinul copilului. Legat tot de această contribuție a părinților, aveți o statistică referitoare la cât au contribuit părinții pentru cumpărarea echipamentelor tehnice în această perioadă? Nu pot să ai o astfel de statistică pentru că este imposibil. Nu are cum să răspundă 6 milioane de părinți la un astfel de apel. Dar sunt situații, inclusiv aici în București, unde consiliile locale au echipat unitățile de învățământ cu aceste dispozitive, care nu erau de calitate, cel puțin așa spuneau copiii, că acasă nu văd bine, nu aud la nivel de microfoane și au înțeles că au pus bani să cumpere suplimentar față de ce a procurat consiliul local la momentul respectiv. Haideți să luăm altfel, puțin mai puțin tehnic. Ce ați obținut în urma consultărilor de astăzi? Deci am agreat în primul rând că trebuie să găsim soluția obligatorie să începem în scenar în semestrul al 2 școala sub o formă sau alta, pentru că tot vorbim de acțiunile remediale. Și am spus că acțiunile remediale nu pot avea loc decât față în față și nu pentru online. Nu ai cum să ai acțiuni remediale în online acolo unde acei copii nu au beneficiat, pentru că faci acțiune remedială acolo unde elevul nu a avut parte de actul educațional. Deci dumneavoastră nu ați mers cu termenul de 11 iunie pentru redeschidere, ci cu 8 februarie direct. Acum, în urma acestor discuții, asta nu înseamnă că este obligatoriu și bătut în cuie. A rămas că pe data de 15 ianuarie avem deja un prim set de răspunsuri de la Direcția de Sănătate Publică care să facă referire la rata incidenței și în funcție de aceste lucruri, dacă totul decurge normal, există posibilitatea și mai devreme de 8 februarie. Dar reperul în acest moment este într-adevăr 8 februarie. Reperul este 8 februarie. Și în unanimitate toată lumea este de acord cu această dată de 8 februarie și cu revenirea în format clasic la ore a elevilor. Revenirea în format clasic, repet, în funcție de rata incidenței și nu pentru toți anii de studii. Pentru că nu putem risca, vă dați seama, nu putem întoarce 3 milioane de elevi să-i punem pe mijloace transport în comun și să stea unul lângă altul în unitatea de învățământ, oricât de mult ne-am dorit noi. V-am spus că sunt obligat să țin cont și de acei părinți care nu vor să-și trimită copiii sub nicio formă, este obligația mea și trebuie să țin cont și de acei părinți care vor să meargă către școală. Și trebuie să dai posibilitatea, în cazul când ai rata incidenței sub 1 la 1000 și copiii trebuie să meargă față în față, măcar pentru anii terminali, să dai posibilitatea și acelor familii care nu vor să stea acasă să intervină din online astfel încât să pregătească pentru evaluarea națională. Deci prima dată merg la școală elevii din învățământul primar și cei din anii terminali, da? Deci noi am prioritizat mai mult anii de examen decât învățământul primar. Pentru că peste 5 luni, 6 luni acești copii vor avea examene și sunt mulți care provin în categorii defavorizate, fie că vorbim de familie, fie că vorbim de logistica la nivelul unităților de învățământ. Se modifică calendarul examenelor naționale? Nu. A rămas în acest moment, acest calendar rămâne bătut în cuie, chiar am discutat special pentru treaba asta. Rămânând, dacă Doamne ferește, avem o explozie la nivel național, să luăm în calcul și o altă dată. Dar în acest moment nu ne-am dorit, a rămas practic aceea structură anului școlar. Programa de examene? Programa de examene am cerut ca subiectele să fie adaptate pentru ceea ce s-a făcut în acest moment. Și a zis că se va ține cont din acest punct de vedere. Asta ne însemnând că
vom ușura modul de examinare sau modul de evaluare, să le dăm exact cum îmi place mie să spun adunări și scăderi, ci va ține cont de ceea ce trebuie. Noi am mai solicitat și la, să avem la gramatică, acolo unde sunt probleme la limba și literatura română, un compendiu electronic, astfel încât să vină în sprijinul acestor copii, pentru că sunt profesori care n-au predat în acest fel și compendiul acela ar putea să-i ajute din acest punct de vedere. Personal am stat de vorbă cu profesori care îmi spuneau că nu înțeleg de ce doar cadrele didactice trebuie să se imunizeze din moment ce în liceele din România sunt copii de până la 19 ani inclusiv. La nivel, dacă mă întrebați pe mine ca părinte, deci eu am spus că Federația Națională susține campania de vaccinare, dar ne creând obligativitatea, pentru că dacă nu ai o lege, nu poți să vii tu cu o lege dacă nu există. Și drept dovadă, i-am și spus mai în glumă, mai în serios, domnule ministru, dacă sunteți de acord, amândoi putem să transmitem live că ne vaccinăm. Dumneavoastră în calitate de profesor și de ministru, eu în calitate de reprezentant al părinților, aceia care sunt, că nu am cum să reprezint pe toți 6 milioane, dar eu sunt de acord să mă vaccinez astfel încât să plece un mesaj pozitiv de la noi. Și? Știi? N-am primit răspuns la acest moment, a zis că agrează ideea nu să ne filmăm live, dar că este de acord și că și dânsul își dorește și susține această campanie de vaccinare. Un sondaj al unor sindicate din educație... Știm, 56% spun. Exact. Încă o dată vă spun, deci cu timpul probabil că acest procent va scădea, pentru că încă nu au fost campaniile așa cum ar trebui să fie. Probabil că nivelul de încredere va crește atât timp cât am ajuns aproape la 20.000 de inoculori pe zi și se vede că nu sunt probleme până acum să cadă frunul pe spate cum se gândește sau că ne bagă frun chip prin creier și din acest punct de vedere cred că pas cu pas trebuie să avem răbdare și să prindem încredere. Să știți că și eu în prima fază, ca un adult, am gândit că este un vaccin făcut repede, într-un timp relativ scurt. Am pus una pe telefon, am sunat 3-4 doctori, mi-a confirmat că nu este nicio problemă și că singurul lucru rău care poate să-l facă cu ghilimele de rigoare rău este să nu acționeze în sensul pentru care l-ai făcut, dar nu se pune problema. Bineînțeles că orice vaccin și orice medicament au contraindicații. Deci nu trebuie să te uiți doar la acesta. Dacă deschizi un, de exemplu, la paracetamol, dacă vă uitați acolo la contraindicații, s-ar putea să nu mai luați niciodată în viața noastră un paracetamol. Despre grădinițe, am înțeles. Deci și aici sunt probleme pentru că sunt părinți care nu pun în cheia în care copiii trebuie să fie educați și o pun în cheia în care ei nu au cu cine să-i lase. Nu știu dacă acest lucru este bine de spus, pentru că vorbim totuși de pandemie, vorbim totuși de un virus care acționează și n-aș vrea să mă pun în situația unui părinte pe care eu, în declarațiile care le dau, să oblig să mergem și la grădiniță și la creșă și, Doamne ferește, unul dintre copii să aibă la nivel imunitar o problemă și să decedeze sau să aibă probleme de la nivel de ATI, nu m-aș putea pune în pielea acelui părinte. Și eu aș acționa în sensul ăsta, m-aș duce probabil și l-aș pândi acasă și m-aș duce și m-aș certa cu el. Deci trebuie atitudinea să fie foarte echilibrată, susțin vaccinarea, vă spun, susțin întoarcerea anilor terminal, pentru că avem 5 luni de zile și copiii se vor întoarce, rămânând ca pentru ceilalți ani de studii, în funcție de rata incidenței, decizia să fie la nivelul inspectoratelor școlare și inclusiv la nivelul familiilor. Repet, deci nu oblig niciun părinte, chiar dacă scenariul este verde, să meargă la școală dacă el vrea să rămână în online. În sinteză, după care vă stau la dispoziție pentru absolut orice întrebări. Sunt 20, o să îmi spuneți când putem să începem. Sunt 26 de concluzii, unele se repetă, dar vi le redau sintetic, urmând să detaliez la partea de întrebări ce este de interes. Nu vreau să vă plictisesc sub nicio formă. Da? Vă mulțumesc pentru interesul acordat unui domeniu care se dorește a fi la baza fiecărei societăți. A fost o consultare maraton care se înscrie în demersul consultărilor deja inițiate sub egida proiectului România Educată, proiectul de țară care a beneficiat de cea mai largă consultare publică din România. Am avut consultări maraton, așa cum am spus, cu sindicatele din educație. Este vorba de FSLI, este vorba de sindicatul Spiru Haret și de Alma Mater. Au fost urmate de consultări cu Consiliul Național al Elevilor. Au fost urmate de consultări cu Asociația Federațiilor de Părinți. Au fost urmate de consultări cu asociațiile studențești ANOSR, UNSR și USR. Urmează pe parcursul zilei de mâine consultări cu Consiliul Național al Rectorilor. Pe parcursul acestor consultări au rezultat
în ordine, după cum urmează, 5 concluzii pe care le-am agreat cu sindicatele, 6 concluzii agreate cu elevii, 7 concluzii agreate cu părinții și 8 concluzii agreate cu studenții. A fost un crescendo rezultat în urma discuțiilor. Vă redau sintetic aceste concluzii. În primul rând, cele agreate cu cele 3 federații sindicale din domeniul educației. 1. S-a reiterat dorința de deschidere a semestrului 2 în data de 8 februarie, sub rezerva evoluției epidemiologice, înțelegându-se importanța protecției stării de sănătate a elevilor și profesorilor, a diminuării riscurilor, dar și a necesității organizării unor acțiuni remediale pentru a recupera cât mai mult din pierderile suferite de elevi pe parcursul crizei sanitare. 2. S-a subliniat încă o dată, în mod special, importanța acțiunilor remediale, mai ales cu privire la derularea examenelor naționale, dar nu numai pentru cei care susțin examenele naționale anul acesta. Și de asemenea s-a subliniat rolul profesorului pentru implementarea acestor acțiuni remediale. Am fost cu toții de acord că este de recuperat, iar recuperarea se face doar prin devotamentul și profesionalismul fiecărui cadru didactic. 3. Se susține elaborarea unei tematici care să fie conforme cu materia parcursă și asimilată de elevi. În cadrul examenelor naționale, o tematică corelată cu ceea ce s-a predat și cu ceea ce s-a asimilat de către elevi. 4. S-a discutat importanța celor mai eficiente măsuri de profesionalizare a managementului unităților de învățământ și a tuturor structurilor din sistemul preuniversitar. Deci profesionalizarea managementului școlilor. Un lucru deosebit de important. S-au avut în vedere mai multe variante care vor fi analizate. Rezultatul trebuie să fie unul singur. Profesionalizarea managementului școlii și diminuarea la maximum politic, la maximum posibil, a influențelor de natură politic. Importanța finanțării cercetării la nivel instituțional în universități și asigurarea resurselor financiare pentru universități în vederea continuării investițiilor și a derulării activităților universitare în condiții de siguranță a fost o solicitare specifică alma mater. Ultima, susținerea unei informări corecte și complete asupra actului de vaccinare fără a exista obligativitatea vaccinării. Este o solicitare venită din partea sindicatelor din educație. Acestea au fost concluziile consultărilor cu sindicatele. Consiliul Național al Elevilor susține bursele, susține importanța burselor destinate elevilor. Ministerul Educației susține de asemenea importanța burselor elevilor. Printr-o hotărâre de guvern, foarte bună, la nivelul anului trecut, s-a instituit un cuantum minim de 100 de lei per elev. Acest lucru va trebui să aibă acoperire financiară în bugetul Ministerului Educației, pentru că finanțarea urmează să se facă prin autoritățile locale din bugetul Ministerului Educației. Sunt prevăzuți 530 de milioane de lei. Vor trebui să se regăsească în bugetul educației. Aș vrea să vă spun că anul acesta, în 2020, cuantumul total al burselor elevilor distribuite prin autoritățile locale a fost de 270 de milioane de lei, adică jumătate față de ceea ce ne propunem. Jumătate din ceea ce a existat, din 270 de milioane de lei, au fost burse destinate exclusiv elevilor din București, cealaltă jumătate pentru toată țara, pe care de consecință este o inechitate care va trebui reglată. Subiectul 2, în consultările cu elevii, s-a luat în considerare transportul elevilor. Pentru operaționalizarea prevederilor legale, e vorba îndeoseb de legea 226, soluția pe care am identificat-o este aceea a solicitării de reglementare a unor tarife maximale prin ANRSC, Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare, astfel încât acea parte de transport nereglementat, care dacă este nereglementat, care va să zică este în afara legii, dacă este în afara legii nu poate fi decontat, să poată fi rezolvată printr-o reglementare de către cei în drept să facă aceste reglementări, ANRSC, pentru ca transportul elevilor să poată fi decontat și legea să poată fi aplicabilă. Punctul 3. S-a reiterat interesul elevilor în dezbaterea planurilor cadru pentru liceu. În acest sens, au apreciat faptul că planurile cadru de liceu, lansate în dezbatere publică cu data de 5 ianuarie,
puteau să stea în transparență 10 zile, atât te obligă legea, dar s-a apreciat faptul că sunt lăsate în transparență 25 de zile, tocmai pentru ca, din partea societății, să vină propuneri de îmbunătățire a acestor planuri cadru, care va să zică a listei de discipline pe care elevii de clasa 9, 10, 11 și 12 o vor avea în liceu și a numărului de ore alocat fiecarei discipline. Știți că există puncte de vedere diferite, este nevoie de timp pentru armonizare. Aceste planuri cadru au fost realizate de experți, au fost validate de alți experți, experții au venit din sistemul preuniversitar, universitar, Academia Română, organizații non-guvernamentale de peste tot și chiar și așa, ele au o formă perfectibilă. Ne punem mari speranțe în aportul tuturor pentru a avea la finalul celor 25 de zile de consultare planul cadru pentru liceu care să fie adecvate unui învățământ modern, centrat pe elev, corespunzător cu așteptările societății, corespunzător solicitării angajatorilor, pieței muncii. S-a solicitat de asemenea o particularizare mai pronunțată, cât mai pronunțată posibil, o flexibilizare, de fapt, a planurilor cadru, mai ales pentru ciclul superior al liceului, clasele a 11-a și a 12-a, atunci când tinerii de liceu se pregătesc pentru a-și dezvolta o carieră într-un domeniu universitar sau altul, sau orice altfel de dezvoltare profesională. 4. Identificarea unui numitor comun privind metodologia de feedback semestrial. Ministerul Educației a manifestat disponibilitate de dialog și înțelegere pentru a media punctele de vedere, să spunem, divergente în ceea ce privește metodologia de feedback semestrial venit din partea elevilor. 5. Penultimul punct, susținerea examenelor naționale cu prezență fizică doresc elevii. La datele planificate doresc elevii, deci iată, elevii doresc predictibilitate, pe baza unor tematici de examen adaptate și corelate cu materia predată, precum și, adăugat, un lucru foarte important, susținerea unor evaluări premergătoare examenelor naționale, astfel încât să existe suficient de mult timp pentru acțiuni remediale. Cu alte cuvinte, se dorește o compensare a gradului ridicat de neuniformizare între școlile din România care au avut acces la echipamente, la internet, la cadre didactice, la cadre didactice pregătite să predea online, diferit. Ultimul punct, am agreat cu elevii că nu vom exclude niciun scenariu care va rezulta în urma unei analize responsabile, profesioniste, făcute de cei în drept, în cea de-a doua parte a lunii ianuarie, referitor la deschiderea celui de-al doilea semestru. A treia secțiune, concluzii în urma dezbaterii cu Federația Asociațiilor de Părinți. În primul rând, s-a început cu o solicitare de creștere bugetară în domeniul educației. Este o concluzie, înțelegând că educație de calitate fără resurse financiare este imposibil de realizat. Punctul 2. O susținere prioritară a unei creșteri semnificative a costului standard per elev, componenta destinată cheltuielilor materiale, este o solicitare a Federației Asociațiilor de Părinți. 3. Se dorește consolidarea cadrului legal care să faciliteze un dialog între școală și societatea civilă. 4. S-a reiterat dorința de deschiderea semestrului de pe 8 februarie, așa cum au dorit și elevii, au dorit și sindicatele profesorilor, tot sub rezerva evoluției epidemiologice, tot înțelegându-se importanța protecției stării de sănătate a elevilor și profesorilor, a diminuării riscurilor, dar și a necesității organizării cât mai grabnice a unor acțiuni remediale. Am agreat că nu se va exclude niciun scenariu care va rezulta în urma acestei analize profesioniste și responsabile, care va integra toate elementele ce urmează a fi cunoscute în cea de-a doua parte a lunii ianuarie. Ne referim cu siguranță la evoluția ratei de infectare și la evoluția campaniei de vaccinare. Ne referim de asemenea la măsuri luate de alte state și la realitățile sistemului de educație din România. Ne dorim să avem la jumătatea lunii ianuarie o radiografie cât mai apropiată de realitate. 5. Se susține o informare corectă și completă asupra actului de vaccinare și din partea asociațiilor de părinți, fără a exista obligativitatea vaccinării. 6. Susținerea examenelor naționale cu prezență fizică, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate, corelate cu materia predată și susținerea unor analize, unor evaluări premergătoare, așa cum au solicitat și elevii, astfel încât să existe timp suficient pentru acțiuni remediale,
dar care acțiuni remediale, în mod firesc, să fie focusate pe rezultatele acestor evaluări. S-a subliniat în același timp și importanța simulărilor. Deci se dorește organizarea de simulări înainte de examene naționale. 7. Ultimul punct. Se susține importanța celor mai eficiente măsuri de profesionalizare a managementului unităților de învățământ și a tuturor structurilor din sistemul preuniversitar, au cerut asociațiile de părinți, pentru privilegierea competenței și eliminarea politizării educației. Au cerut în mod expres să fie componenta de eliminare a politizării educației, lucru care a fost agreat de Ministerul Educației. Ultimul capitol, studenți, ANOSR, UNSR, USR. La fel, s-a reiterat dorința de deschidere a semestrului 2 în format fizic sub rezerva evoluției epidemiologice și au adăugat cu suficient timp pentru ca problemele de natură logistică specifică studenților, mai ales în cazul studenților care învață în centre universitare care sunt diferite de domiciliu, să fie suficient pentru a-și rezolva și aceste probleme logistice, au adăugat studenții. Dar susțin și ei deschiderea semestrului 2 în format fizic în același fel, știut fiind faptul că există autonomie universitară, data de început a semestrului 2 diferă de la universitate la alta, prima dată pentru prima universitate care deschide este întâmplător, este o coincidență, tot 8 februarie. Alte universități deschid semestrul 2 spre finalul lui februarie. Susținerea 2. Susținerea creșterii în valoare absolută a bugetului educației, astfel încât, prin consultări ulterioare, să se poată susține așteptările studenților privind creșterea cuantumului și numărului burselor studențești, inclusiv pentru bursierii statului român. Aici aș vrea să vă spun că avem o problemă, vă o redau cu maximă transparență, le-am spus-o și studenților. Alocația per student bugetat este de 200 de lei, în timp ce 200 de lei pe lună pentru fiecare student bugetat, în timp ce alocația pentru fiecare elev a fost de 10 lei pe lună. Există o discrepanță mare între alocația per elev, care în 2020 a fost practic de 10 lei pe lună, mai exact 270 de milioane de lei, cum v-am spus, împărțit la 8,7 luni, pentru că atâtea luni primește bursă un elev, înseamnă 30 de milioane, 30 de milioane împărțit la aproape 3 milioane de elevi, înseamnă 10 lei per elev. La studenți este 200 de lei per student. Trebuie rezolvat, trebuie creat un echilibru. Mai mult decât atât, până acum la elev nu era un cuantum minim al bursei, acum există un cuantum minim de 100 de lei a bursei per elev, la studenți a fost un cuantum minim al bursei de 580 de lei, se dorește ridicarea acestui cuantum minim la 700 de lei. Punctul 3. S-au ridicat probleme specifice a accesului studenților la publicații de specialitate necesare pregătirii universitare. A fost un prilej de satisfacție pentru noi cei din Ministerul Educației să vedem interesul studentului pentru acces la publicații de specialitate care să le permită o pregătire universitară, care să le permită la rândul ei accesul la joburi, la profesii care să corespundă așteptărilor lor din punct de vedere profesional și personal. Am primit cu mare bucurie această solicitare din partea studenților. 4. Importanța finanțării cercetării universitare, cercetării în universități și asigurarea resurselor financiare în vederea continuării investițiilor. Este vorba de cămine studențești, de facilități acordate studenților din perspectivă socială, dar și de facilități din perspectivă educațională. Toate acestea sunt susținute la unison, repet, de către cele trei asociații studențești, ANOSR, UNSR și USR. 5. Susținerea unei informări corecte și complete asupra actului de vaccinare fără a exista obligativitatea vaccinării. Este punct susținut unanim de toți cei pe care i-am consultat. 6. Dezvoltarea unei platforme unice la nivel național pentru înscrierea și admiterea în facultate. Deci studenții vor o platformă de admitere la facultate unică la nivel național. Este un lucru pe care o să-l dezvoltăm în consultările de mâine cu reprezentanții rectorilor din România, pentru că, v-am spus, există autonomie universitară, există universități în care deja există aceste platforme. Studenții doresc o platformă unică. 7. Spre bucuria mea, studenții cei care au adus în discuție susținerea pentru Registrul Unic Național Integrat
al diplomelor și actelor de studii, conștientizând faptul că în acest registru vor fi cuprinse diplomele de bacalaureat, licență, master și doctorat, dar va fi cuprins și între conținutul tezelor de doctorat și, atenție, au agreat să fie cuprins și conținutul lucrărilor de licență și a lucrărilor de dizertație. Este un lucru excepțional faptul că studenții sunt de acord ca tezele lor de licență să fie, din momentul operaționalizării acestui sistem, să fie cuprinsă într-o bază de date, noi așa mergem către digitalizare, în care să poată fi accesate, consultate și verificate pentru eventuale similitudini. 8 și ultimul punct, au solicitat studenții operaționalizarea și consolidarea accesului studenților la asigurări de sănătate. Acestea au fost concluziile unei serii de consultări de tip maraton. Găsesc că sunt elemente esențiale, găsesc că pentru timpul scurt acordat acestor consultări, faptul că ne-am pus de acord mai întâi cu personalul din învățământ, apoi cu elevii, apoi cu părinții și apoi cu studenții, este un prim pas spre un rezultat pe care îl așteptăm cu toții. Un rezultat pe care îl vom obține doar prin dialog, pe care îl vom obține prin cunoașterea problemelor bune și rele, pe care dumneavoastră presa aveți un rol extraordinar de important cu privire la mediatizarea lor. Domnule ministru, asta înseamnă că veți îndeplini toate cele 26 de cerințe din partea categoriei profesionale? Asta înseamnă că am agreat să ne concentrăm pe rezolvarea tuturor celor 26 de puncte. Unele fac parte din categoria problemelor urgente apărute din cauza pandemiei, altele sunt probleme cronice ale sistemului de educație din România. Și atunci pe care le veți rezolva prima dată? În mod normal ar trebui, pentru că e mai greu de făcut o reformă în perioade de criză, asta ar însemna o abordare succesivă a problemelor care sunt cele mai urgente, lăsând la urmă problemele cronice, dar pentru că, așa cum din păcate am fost nevoiți să o spun, timpul nu mai are răbdare cu noi, vom încerca să abordăm simultan toate aceste solicitări, pentru că toate sunt așteptări în urma urmei ale societății românești. Domnule, la ora aceasta, părinții așteptă cursul de la cură să știe practic când începe școala și vă întrebăm în mod direct dacă s-a agreat astăzi sau este mai aproape de realitate a fi înaintat termenul de 11 ianuarie în loc de 8 februarie. Știm declarația dumneavoastră, mă refer la rezultatul după consultările de astăzi. Apoi vreau să ne mai spuneți despre marile examene și poate clar să fie pentru toată lumea faptul că dacă vor exista modificări în programa pentru examenele, ele vor fi anunțate din timp astfel încât ele se vor să se pregătească. Termenul de 11 ianuarie este un termen prevăzut într-un calendar construit cu mult timp înainte. Având în vedere cele 14 zile necesare pentru a avea o relevanță a ratelor de infectare în urma vacanței de iarnă, perioada care ne duce la jumătatea lunii ianuarie, care va să zic că este dincolo de 11 ianuarie, având în vedere că am început, s-a derulat aproape integral online semestrul întâi, el va fi încheiat în sistem online. De ce vă spun cu certitudine acest lucru? Pentru că prevederile legii 55, legea stării de alertă pentru educație, au expirat în data de 31 decembrie. Ieri am adoptat o ordonanță de urgență pentru a nu lăsa educația în afara cadrului legal. În cadrul acestei ordonanțe de urgență cu articol unic, am solicitat dreptul Ministrului Educației de a continua procesul de învățământ online, doar, subliniez, doar până la data de 8 februarie. Deși au fost variante până în septembrie, până în vară, până în primăvară, am insistat să-mi autolimitez dreptul de a trece învățământul în sistem online dincolo de data de 8 februarie. Pe de altă parte, data de 8 februarie este o dată pe care ne-o dorim cu toții pentru începerea semestrului 2 în format fizic. Acest lucru va fi posibil doar, așa cum am spus, în urma analizei epidemiologice. Să sperăm că nu avem, ne dorim să nu avem creșteri spectaculoase ale ratei de infectare.
Ne dorim ca pe data de 15 ianuarie un număr cât mai mare din personalul din învățământ să-și declare disponibilitatea de vaccinare, fără a exista nici de cum obligativitatea de vaccinare. Ne dorim să nu vedem în jurul nostru state care închid școlile după ce le-au avut deschise și ne dorim să știm realitățile din educație cu termen de raportare 11 ianuarie cu privire la dificultățile înregistrate de elevi pe parcursul procesului de învățare online. Deci, cu alte cuvinte, ne dorim începerea cursurilor semestru 2 pe 8 februarie și nu excludem niciun scenariu care va rezulta în urma acestei analize, care va fi făcută în a doua jumătate a lunii ianuarie. Răspuns concret și la obiect, nu excludem scenariul în care vom prioritiza zonele cu rată de infectare mai scăzută. Nu excludem scenariul prin care vom prioritiza grădinița și învățământul primar. Nu excludem scenariul prin care vom prioritiza elevii claselor 8 și a 12 care vor susține examene naționale. Nu excludem absolut niciun scenariu, doar că el va trebui să fie adoptat împreună cu cei responsabili în domeniul sănătății. Ministerul Educației va veni cu realitățile din educație. Decizia va fi luată în a treia decadă a lunii ianuarie, cu cel puțin o săptămână înainte de 8 februarie. Problemele solicitate spuse de contractori se referă la finanțare și bugete și creșteri și așa mai departe. La ce buget vă așteptați anul acesta pentru Ministerul? La un buget mai mare în valoare absolută decât bugetul anului 2020. Domnule ministru, ce se va întâmpla cu acei copii care nu au avut suficiente pentru a le fi toată situația și concret care vor fi remediale în cazul lor? Întrebarea dumneavoastră este foarte corectă, face obiectul consultării pe care am cerut-o cu termen de 11 ianuarie, termen până la care inspectoratele școlare vor centraliza datele din fiecare școală cu privire la estimarea numărului de elevi aflați în riscul de a nu avea mediile încheiate pe semestrul întâi. Anul trecut, în aceeași perioadă, în semestrul întâi, un număr de 15.000 de elevi au avut mediile neîncheiate, care va să zic că sunt cauze pe care deja le cunoaștem, dar ceea ce va fi peste 15.000 va fi cu siguranță generat, cauzat de efectele pandemiei, de efectul dificultăților în derularea procesului de învățământ online. În momentul în care vom ști dimensiunea reală, vom cunoaște nemijlocit dimensiunea reală a acestui fenomen, vom vedea dacă peste măsurile de flexibilizare deja luate în procesul de evaluare și notare, e nevoie și de alte măsuri. Aceste măsuri vor fi decise de către experți în științele educației și pot să vă asigur că vor fi exclusiv în interesul elevilor. Am înțeles, dar dați-mi acolo doar câteva exemple. Să vină, nu știu, în format fizic atunci când vor fi reluate cursurile sâmbătă la școală. Poate. Dar ce? Dați-mi acolo. Poate. Variantele sunt multiple. Un alt exemplu, vă rugăm. Să se încheie mediile cu două note, să orice, orice variantă va fi luată în calcul. Ce variantă ați primit de la dascării, care cu siguranță au deja o situație destul de clară și care pe clasele respective de care se ocupă, ce soluții au din partea lor, de exemplu, care pot fi implementate? Deci, orice acțiune remedială se va închide în ultima instanță pe devotamentul și profesionalismul profesorului. Este esențial. Nici ministerul, nici inspectoratele nu vor putea lua decizii centralizate cu privire la cele mai eficiente măsuri remediale. Pentru a lua cele mai eficiente măsuri remediale, trebuie să cunoști situația. Asta încercăm să o cunoaștem cu termen de 11 ianuarie, iertați-mă. După ce cunoști situația și amploarea fenomenului, va trebui să apelăm la fiecare cadru didactic pentru a lua măsuri remediale adecvate, adaptate, cât mai puternic personalizate. Este un an atipic care necesită soluții atipice. Da, domnule ministru, ați discutat astăzi cu sindicatele profesorilor, v-ați întrebat dacă ați primit un răspuns din partea dumnealor, de ce se temă profesorii de actul de vaccinare? Care sunt principalele teme ale profesorilor? Aș vrea să vă spun că și sindicatele din educație sunt optimiste cu privire la rezultatul acestei consultări care se adresează tuturor celor 340.000 de persoane angajate în educație. Pentru a îmbunătăți accesul la o informare corectă și completă, am spus deja, am recomandat fiecărei școli, am cerut noi ministerul să afișeze link-ul către site-ul oficial al campaniei de vaccinare
Și în timpul rămas vom face efortul de a convinge colegii noștri din Universitățile de Medicină și Farmacie, care au competențe în domeniul epidemiologic, care sunt cei mai în măsură să răspundă întrebărilor pe care în mod firesc fiecare dintre noi, dintre dumneavoastră, dintre cei care trebuie să dea un răspuns, le au. Au întrebări firești. La aceste întrebări firești, răspunsul trebuie să fie unul profesionist și credibil. Eu, ca ministru al educației, nu pot să am credibilitate în furnizarea unor răspunsuri cu privire la vaccinare, care este un act specific medical. Nu am competență. Trebuie să răspundă prin webinarii, prin promovare publică la toate aceste întrebări firești, cei care au competență. Ați avut discuții cu părinții cumva să existe o acțiune de vaccinare directă a dumneavoastră și a părinților? Și au declarat, într-adevăr, și reprezentanții Federației Asociațiilor de Părinți și eu am spus-o de mai multe ori, dacă asta ajută cu ceva, da, avem deplină disponibilitate și noi și reprezentanții părinților pentru vaccinare în direct. Domnule ministru, ați lansat și ideea unor școli de vară, posibile școli de vară, da, sau, mă rog, cei cu care ați mai discutat, bun, tot ca acțiuni remediale. Deci, nu, școlile de vară au fost tot timpul în atenția noastră ca măsuri într-un set larg de acțiuni remediale. Mai există și programul de after school, există foarte multe acțiuni. Există un set mare de acțiuni care vor trebui personalizate în funcție de nevoile identificate. Dar pentru copiii care au fost complet rupți de școală în această perioadă, nu au avut tablete, nu au avut nicio notă, practic. Ce se întâmplă? Ce se va putea face în cazul lor? Evident, în aceste situații, care îmi place să cred vor rezulta a nu fi foarte multe în urma răspunsurilor pe care le vom primi în data de 11 ianuarie, e practic la sfârșitul acestei săptămâni, acțiunile remediale vor fi cu atât mai dificil de pus în practică, cu cât gradul de frecventare a școlii a fost mai scăzut. Depind de capacitatea profesorilor de a sintetiza. Pentru cei care trebuie să susțină examene naționale, depinde capacitatea corpului profesional implicat de a, așa cum am spus, de a adapta tematica de examen la realitățile predării și la realitățile asimilării de către elevi care sunt diferite. Așa cum iarăși foarte bine ați precizat. Sunt elevi care au frecventat învățământul online într-un procent foarte mare, după cum, din păcate, sunt și elevi care au frecventat mult mai puțin. Acolo vor fi cele mai mari probleme. Să înțelegem că vor putea fi modificate subiectele examenelor naționale? Sau poate mai mult luați în calcul anularea examenelor? În niciun caz, în nicio discuție, n-a rezultat anularea și nici măcar decalarea examenelor naționale. Pentru predictibilitate, examenele naționale trebuie să se deruleze la datele planificate, cu prezență fizică și pe o tematică ce, într-adevăr, va trebui să fie adaptată la ceea ce s-a predat și la ceea ce a asimilat elevul. Ceea ce s-a predat, știi din raportări, ceea ce a asimilat elevul, vei putea ști doar în urma unor evaluări personalizate. Pentru că, așa cum a spus colega dumneavoastră, există discrepanțe mari pe care trebuie să le recunoaștem, să le asumăm și să vedem ce putem să facem mai bine pentru a diminua pierderile. Nu pretinde nimeni că vom putea compensa absolut toate pierderile. Este important să compensăm cât mai mult din aceste pierderi. Alte întrebări? Atât? Mulțumesc! Mulțumesc tuturor!